În Vinerea Mare, mulți români au ieșit în piețe să facă ultimele cumpărături. La mare căutare au fost verdețurile și carnea de miel. Mulți au uitat de regulile sanitare și s-au îngrămădit în magazine. Și prețurile ridicate le-au dat bătăi de cap bucureștenilor. Oamenii sunt neobosiți când vine vorba de cumpărăturile pentru masa de Paște. De zile bune bat magazinele în căutarea produselor perfecte și nici acum, cu câteva zile înainte de înviere, nu s-au potolit. Asta deși era de așteptat că piețele se vor aglomera. Am luat tot ce trebuie, mai lipsește mielul. Cei care au lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri au avut parte de o surpriză neplăcută. Prețurile în piețe au crescut. Foarte scump, foarte scump. M-am dus în piață, în hală, la miei. Foarte scump, foarte scump. Alaltele era 30, am zis, lasă să mai stau, să mai, poate să mai ieftinim ultimele zile, pe ultima 100 de metri. Acum e mai scump, e 40, 38, 38 erau kilogramul. Am făcut cumpărături foarte bine, am găsit tot ce ne-am dorit. Iată, e mai aglomerată în față. Da, este foarte aglomerată. Și când vine vorba de bugetul alocat pentru masa de Paște, sumele variază. Unii nici nu se gândesc să treacă de 300 de lei, în timp ce pentru alții bugetul perfect pentru 4 persoane se învârte în jurul sumei de 500 de lei.